În campania Scutul Pădurilor acționează în sistem integrat reprezentanța ai poliției, ocoalelor silvice și transporturilor. Astfel, echipele mixte prin acțiunile campaniei urmăresc documentele de însoțire ale materialului lemnos și modul de comercializare. De asemenea, este verificată legalitatea funcționării centrelor de vânzare a materialului lemnos. Echipajele au efectuat deja mai multe controle în județ, unde au și constatat câteva infracțiuni. În ziua de 5 septembrie anul curent, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, respectiv Serviciul de Ordine Publică, împreună cu polițiști de la postul de poliție Herești, au desfășurat o acțiune în sistem integrat cu lucrători din cadrul ocolului Silvic Comana, pe raza Comunei Hotarele și Herești. Acțiunea a vizat controlul circulației materialului lemnos pe drumurile publice. În timpul activităților au fost depistate 3 persoane, care au fost ulterior sancționate contravențional cu suma de 2000 de lei pentru încălcarea normelor legale privind circulația materialului lemnos. Controlele care vizează depistarea infractorilor care comercializează sau își însușesc materialul lemnos din păduri sunt concentrate în anumite perioade de timp și se desfășoară în baza unor planuri de acțiune elaborate la nivel național.